Întâmplare nefericită la o școală din Motru. Un elev de clasa a 3-a a fost mușcat de un câine chiar în curtea școlii. La scurt timp după incident, băiatul a primit îngrijiri medicale, iar acum se află în afara oricărui pericol. Incidentul s-a petrecut la școala gimnazială numărul 2 din Motru în jurul orelor 12. Elevul de 9 ani se afla la ora de educație fizică alături de colegii săi pe baza sportivă din curtea unității școlare. După informațiile pe care le-am primit de la directoarea adjunctă a școlii gimnaziale numărul 2 Motru, astăzi, la ora 11, lângă terenul de sport, în curtea școlii, un elev din clasa a 3-a a fost mușcat de un câine. Elevul era împreună cu colegii și supravegheat de doamna învățătoare. Starea copilului acum este bună. Elevul a fost dus la spitalul din Motru inițial, iar părinții au decis să se deplaseze și la Târgu Jiu pentru injecția care se impune într-o astfel de situație. Imediat după ce a fost mușcat de câinele comunitar, elevul a primit îngrijiri medicale de la asistenta școlii, iar ulterior copilul a fost dus la spital pentru tratament de specialitate. Părinții băiatului au ajuns într-un suflet la spital, iar apoi și-au luat copilul acasă, la Horăști.